Facem noi ce facem și de 17 ani, tot descoperim locații, tot vă arătăm locații și nu ne lăsăm că avem treabă. Bun. Uite așa se întâmplă și acum. În București suntem și descoperim o locație și mă bucur că descoper locații noi pentru voi, care se află într-o zonă total atipică. Nu e fir de locație de jur împrejurul ei. Suntem într-o zonă care nu este nici pe departe dedicată, să spunem, locurilor în care să ieșiți, să vă petreceți timpul liber sau să mâncați. Nu. Suntem fix pe, și anume, Bulevardul Ștefan cel Mare, vis-a-vis de Spitalul Colentina, ca să vă punctez cât de cât. Aici se află locația care ne va fi gazdă în următoarele 20 de minute, Major Cafe and Lounge. Toate secretele Major Cafeului de la Mister proprietar, pe care îl salut și pe care îl întreb și cum se cheamă. Cassandra Daniel mă numesc. De cât timp e deschis Major Cafeul aici pe Bulevardul Ștefan cel Mare? Ce număr? Numărul 42. Perfect. De cât timp? O săptămână. Deci v-a spus că este nou? Dar atât de nou, nu mă gândeam că e. Deci doar o săptămână, ești ca și când abia te-a aruncat mămica pe lumea asta. Ceva de genul ăsta, cam așa. Bun. Ce capacitate are Major Cafeul? Câtă lume poate să adăpostească? 60 de persoane. 60? Da, 60. Și de obicei, când e deschis? Hai să vedem. Un program avem de la ora 12. În fiecare zi? În fiecare zi până la ora 4 dimineața. E problemă cu Rusia, mâncați așa, a ieșit Donald Trump, e foarte nasol și că o să înceapă războiul de la Putin, e nasol de tot. Și că dacă acum o să înceapă al treilea război mondial din cauza lui Tudor Chirilă, l-a sunat pe Putin și a zis că nu-i mai place vama veche. Și a zis, nu-i nimic, îți fac eu vama nouă, stai aici. Deci tristă, nu? Nu ne unim cu Moldova, nu ne unim. Că ne trageți în jos, uite așa. E o singură șansă la Brăila, ci că sunt acolo niște cutremure inexplicabile. Dacă se rup faliile alea acolo la Brăila, ne unim natural cu Moldova. E ok. E mișto. Aici avem americani, în România avem baza antirachetă, e mișto. Și vă uitați și p***a de stăpără, lotul ăsta. Nu, e ok. Și ce mai fac americanii pe la Constanța, așa? Tot românce. Avem bază de asta, scut antirachetă, era pentru Arabia, acum s-a întors către Rusia. Asta când aude de Rusia, am luat somnul. E mare Rusia. E mare. Și avem bază la Mihai Cogălicianu și la Deveselu, știi? Și mă întreb, care trebuie să fie un cod când ataci, știi? La Mihai Cogălicianu cum o fi? Înainte să apese pe butonul ăla de atac, cum fac? Mihaha, foc! Mihaha, foc! Sau la Deveselu, probabil sunt mai vesele aia, cum fac? Aha, foc! Aha, foc! Se mută până la Slobozia. Slobos, foc! E mult mai bine. O să avem un stand-up comedy în fiecare vineri de la 8:30. Sperăm să avem și sâmbătă, în funcție de clienții care o să avem și vineri și sâmbătă, dar de început, vineri la ora 8:30, ne vedem aici la locație. Uite că așa prindem și noi o seară de vineri, la fel, în care îl găsim pe cine? Pe domnul Rață de la Las Fierbinți. Rață, așadar, cine ar urma dacă ai în gând pe cineva să aduci? Nu știu, pe Bordea, pe cine îmi vrei să mai aduci? Ne gândim, posibil și Bordea. Acum, pe moment, chiar nu știu ce să spun.
Dar ideea e că vinerea este seara dedicată stand-up comedy-ului. Și sâmbăta, dacă nu e să fie stand-up, ce ar putea să fie? Ne gândim. Poate văd că ai pupitru de DJ, ai tot ce trebuie. DJ la un karaoke, ne gândim. Adică ai în plan povești de genul? Bine, putem spune despre Maior Cafe că este un gen de locație de warm-up. Deci am un mesaj pentru toți clienții noștri fideli. Pentru cei care vin în locație, așa. De cine dă like și share la pagină. Deci cine dă like paginii Maior Cafe, tag și share. Și share. 20% au reducere la consumație. 20%? Orice consumație. Da, suge un pic așa, că vreau să facem să vedem unde se aude mai bine, la ăsta sau la mine. Ia. Așa se aude la Marian și așa se aude la mine. Diferența e majoră, ok? Fii atent, noi ăștia grași, nu avem spațiu de mișcare, dar avem timp. Ăștia ca Marian așa cu pătrățele au timp, aveți spațiu de mișcare, dar nu aveți timp, că sunteți pe fugă. Cum ești? Hai, fii atent. Vreau să facem mai departe o comparație, să vadă. Acum ține mai în jos. Iată, eu sunt Ana, da? Eu sunt Ana. Relaxat, frumos, ridică un pic, așa, și zi, nu, fii serios, așa, și zi așa, Ana, băi, liniște, Ana, zi, Ana. Ana. Pervers, Ana. Ana. Ok, Ana, vreau și eu. Hai, mă, zi. Vreau și eu. O papacioacă. Să nu-l suci. Bă, ăsta a zis-o. Vreau și eu să nu-l suci. Omul e direct. Să-ți mă sucem. Eu sunt Ana acum. Bine, Mariane, hai. Vei, primul gest al bărbatului e să facă să... Ți arată p***a, să zic prima oară. Hai, mă, nu te-a părăsit, mă, ce ai nebunit, dar nu ești cu o femeie. Nu, doamnă, sunt bărbat, chiar dacă am să-ți zic. Hai. Ce hai? Uite, vezi, primul instinct e să dai un picior, un pas în spate. Crezi că e așa mare că mi-o bagi drept în gură. Nu, hai mai aproape. Maria, uite-l Ana ce face. Niciodată nu se dă cu portofelul în buzunar. Maria, prima regulă, îl punem aici. Telefon, aici telefonul scoate. Țigări, tot, punem jos, îmi dăm muia, așa e frumos, tot. Mașina, BMW, băgamea și n-are nimic, lasă-l acolo. Ridică frumos așa și urmează un pic spre papacioacă. Ana, da, plec, stai liniștit, stai mult acasă, da. Stai mă un pic. Ana, îi place cu mâna pe cur, lui Marian? Zic că te răzbun acum. Ana, îi place cu mâna pe cur? Îți place că a lăsat capul în jos, nu mai aș de câte ori. Stai să mă ștergi, să nu crezi că vreau să-ți fac o ecografie. Din nou, mamă. Ține ridicat aici, că despre asta e vorba. Așa. Dacă nu-ți place cu mâna pe cur, vrei cu deget? Să fac? Nu, e ok, da? Ok. Și ține așa. Și fii atent, Ana. Și Ana face așa. Bam! Băi, când a dat cu capul de pătrățelele astea, se lovește. Înțelegi? Practic face cu pui la muie. Foarte nasol. E rău. Asta e diferența dintre... Noi ăștia mai... Ție îți plac pătrățelele? Cuculețe. Adică așa, cum eu. Da, nici eu n-am văzut femei care să le placă pătrățele așa. Țam. Nu, mai rotund, pe pufos așa. Mersi frumos, Mariane. Un pac, stai liniștit. Fii atent, acum am o idee. Fii atent, hai să facem cunoștință. Eu sunt Marian și tu ești Ana. Fii atent, stai așa, fii atent. Dacă mai zice ăsta, vreau un Stai jos. Stai mă jos! Nu! Bun! Întotdeauna, Ana, uneori bărbatul, femeia, băi, nu poți să pui o femeie, treci pe jos, suge e umilitor. E normal ca Ana să aibă orgoliu. Bă, nu mă pun în genunchi. Ok. Nu-i nimic. Eu dăm de sus. Ana, vreau și eu o papacioasă. Nu cu urechea, că nu ne suge nimeni cu urechea. Stai așa. Stai așa.
mă, ce grea e muia în pula. Ei, mai zici, Luana, o mai chinuit Ana vreodată, să zice, Ana, vreau și eu o pat la ceapă? Te chinui, Ana, ăsta? E drăguță că te iubește. Promite că nu mai chinui. Cu papacioaca, zic. Plin. Și tu să nu râzi când bagă sabotul la savarină. S-am scos afară mie. Nu ți-ai scos-o tu să mă bagi în mură? Îmi scoți mie restul să mă zgâmbesc tu pe mine. Nu-i nimic, ok. Ce să faci? Mi-i bag în cur. Ce să fac el? Să nu mai mersi frumos. Felicitări. Ține-o tot așa. Fă super treabă și cu siguranță, din punctul meu de vedere, vei deveni probabil pionier pe ceea ce înseamnă bucata asta de Ștefan cel Mare, în ceea ce înseamnă weekendurile, distracția, vei fi și ești deocamdată singura locație în care lumea ar putea veni. Unde lumea cu siguranță va veni dacă știi să-i ademenești. E foarte important să știi să-i ademenești. Iar cu ceea ce mi-ai spus că vei face, că stand-up comedy, că party light-uri din astea de pregătirea lor către ieșirea în weekend, către marile locații, e o variantă extraordinară și o bună idee pe care o ai. Ține-o tot așa și mult succes vei avea cu siguranță. Da, vă mulțumesc foarte mult. Și acum vrei să o rup la fugă? Nu, plec nicăieri. Ok, Maior Cafeul, l-am liniștit și pe Dănuța al nostru, l-am gata, botezat în ceea ce înseamnă interviurile în fața camerele de la vederi. Punem punct prezentării, Maior Cafeul, vă repet, este aici pe Bulevardul Ștefan cel Mare, numărul 42. 42 este locul unic deocamdată în această zonă unde puteți ieși, unde puteți să vă bucurați de o cafea bună, de un cocktail bun, de o mini-excursie în nu știu ce oraș din Europa pe care vreți voi să-l vedeți, îl veți vedea aici, îl veți simți la Maior Cafe. Care ne-a fost gazdă? Punem bun prezentării, luăm o scurtă pauză publicitară, după care, desigur, revenim. Deci am emoții foarte mari, vreau să mă concentrez și eu un pic. Și nu e cortina, fii tu cortina mea un pic. Am niște emoții, mă cac tării. Stai așa. Mamă, cum te cheamă? De ce nu poți schimba somn? Fără mișto. Nu mai e. Hai să mori dacă nu mi-arăți așa. Uite, eu nu port și n-am ce să te arăt. Tu ești șeful? Iubit, tu ești șeful? Vreau să întreb și eu ceva. Cum te cheamă? Madalina. Tot timpul, da? Nu, mi arăți altceva dacă vreau, eu n-am ce, n-am tocmai am spus și, dar ei plac asta aici. Stai jos puțin, te rog frumos. Te eliberez repede. Mai ai văzut, mai făcut. Pum, mai poate la asta, m-am molit. Mamă, ce genunchi rece ai. Păi, de afară. Da? Și mai ai să mă dezbrac. E tare în gură, dai seama. Băi, pare rău pentru tine. Cu cât e mai mare decât tine? Nu contează. Cu cât ești mai mare? Eu sunt mai mic, să E mai mic decât tine? Ce perversă ești, dar nimic, e ok. Vreau să te întreb, te-am de trei ori cu ochii după picioarele tale și la țițelul ăsta, am uitat cum te cheamă. Madalina. Cred că am țițele mai mari pe tine. Un pic. Nu, păi da, chiar, nu, că n-am niciun problem. Adică la modul că, uite, chiar eu pot să țin, ia uite. Uite-te, mă, că nu, stai, mă, ce-ai, mă? N-am, dar mă dezbrac la kilo, știi? Ce scârbă de mine? Ce ai? Îți place? Dar te trage-mă și pe lângă, mă un pic, așa. Ce are? Ne face poze, face din nou poze, așa. Ce mai faci, mă? Nu, nu ne-am mai văzut de mult. Pe aia am chemat-o special, îi dau niște bani la sfârșit. Hai să ne sărutăm să vedem dacă suntem prea. Ia-i insistă. Cum te cheamă? Madalina. Nu. Dar nu aici. Gen, nu. Tu, măcuri. Mâncați, ești curtăvă. Vreau să te întreb, de ce voi, fetele, aveți blugi rupți aici? Păi dacă vrei să vezi... Stai ușor, că mai e una, nu e sigură. Mai e aia, aia e doar tocită și în zona asta, mai închinare, așa, blondă. Cam de ce ce? În fine, nu contează, chiar de. Și mă întreb, de ce e gaura asta aici, mă, mâncați așa la frâne? Adică... Nu, eu cred că ăsta, perversul, e de la poziția asta, de la capră. Te ține foarte mult la șanțe. Și în moment... Cum? Nu-mi place poziția asta. Mai mici femeie. Dar care? Asta e cu poziția. Mă, ce poziție place, mă? Atunci când... Deci, bă, rar să înțeleg. Nu, e normal. Și la mine la fel.